Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit. Mare chestie destinul. El îți poate oferi atâtea surprize. El te poate purta pe cele mai nebănuite cărări. Îți poate deschide cele mai tainice porți. Te poate purta pe brațele unor trăiri ca în filme. Îți poate scoate în cale oameni noi de la care poți învăța lucruri uimitoare. Sau pe care mai apoi o să-i porți în suflet toată viața. Destinul și dragostea merg de multe ori alături sau la braț. Iată de ce cântecele de dragoste, interpretate în doi sau în duet, sunt deosebit de pătrunzătoare. Un duet scenic care și-a demonstrat viabilitatea. Chiar dacă ambii cântăreți fac talentat și carieră solo, Cristina Pintilie și Aurel Chirtoacă. Așadar, o premieră muzicală la emisiunea noastră, Destinul, un cover din repertoriul internațional al lui Carlos Rivera și Natalia Jimenez, dar care are, iată, și o variantă în limba română, grație Danielei Dumitrașcu. Aurel Chirtoacă și Cristina Pintilie. Salvează de toate noi. Suntem predestinați pentru o viață. Destinul mi te-a adus la cel dulce apus să-mi cunosc iubirea. Tu ești pentru mine, eu sunt pentru tine. Unde
acesta-i destinul. Bravo! Cristina Pintilie și Aurel Chertoacă, două voci excepționale și nu exagerez, credeți-mă pe cuvânt. Destinul a făcut să se întâlnească din nou pe scenă în creație cu un cântec în duet și destinul a făcut să vină cu acest cântec la noi. Ia să aflăm ce mai face destinul cu ei. Să vă salut și cred că destinul ar începe la ceaia, pentru că premiera este la voi în casă. Cu asta și vreau să vă felicităm, pentru că ne-am făcut o mare plăcere, mai ales invitația. Și cum să-i refuz lui Andrei Porumen la invitație, când a spus că tu știi că vreau să te văd la emisiune, dar să nu vii singur, să vii cu Cristina, pentru că atunci când veniți voi în doi, aveți ceva mai deosebit. Și asta și este ceea ce ne-a dus pe noi în această seară. Asta nu înseamnă că ceea ce are Aurel Chertoacă deosebit este Cristina Pintilie, numai. Nu, deci noi suntem, vă salut și eu, noi suntem norocoși că ne-am întâlnit și facem de ceva timp un duet scenic, pentru că abordăm diferite melodii din repertoriu internațional și la cererea celor care ne ascultă, ne îndrăgesc, a venit și această frumoasă melodie în duet. Aurel a venit cu alegerea melodiei, am zis să fie ceva așa mai de dragoste, pentru că nu știu, dintotdeauna în duet se cântă mai mult o dragoste din asta neîmpărtășită sau, și am zis că să venim cu puțină lumină, cu puțină speranță în casa și în inima celor care ne ascultă, să aducem acea dragoste adevărată, pură, pentru creație, pentru familie, pentru copii, pentru ce doriți dumneavoastră, pentru că până la urmă destinul fiecare și-l croiește, cum știe mai bine, și cântând această melodie am zis că vom motiva poate mai multe cupluri sau acei oameni care au talent în diferite domenii. Sau cei care sunt în impas. Sau cei care conjugal. Sunt în impas, exact, să meargă mai ușor în viață, având credință și în bunul Dumnezeu și acel sentiment de siguranță alături de persoana iubită. Această piesă cu siguranță emoționează pe fiecare și v-ați ales dintr-o mie vorba cântecului. Cui a aparținut ideea ca să o lansați, să lansați această piesă chiar de ziua orașului? Bine că această idee era mai de mult timp, dacă să povestesc așa, mai pe scurt. Pe scurt. Da, mai pe scurt, pentru că timpul este scump în ziua de astăzi, dar mie am găsit această melodie și este o melodie internațională care am zis că e foarte frumoasă, în spaniolă sună, dar s-ar cere și un text în română, pe care îi mulțumesc Daniela Dumitraș, care este fina mea și știi așa la o glumă, știi, relații ca între prieteni, ca între fiini, și zic, te rog frumos, ascultă piesa asta și dacă poți să-mi faci un text. El mi l-a făcut în două zile, mi l-a făcut și cea mai bine, cea mai bună voce se potrivește Cristina, pentru că noi de mult mai cântăm și cover-uri și diferite piese. Acum era așa un moment, păi hai să facem ceva, dar pentru scenă. Destinul nostru, totuși, până la urmă, se oprește în scenă. Și asta am zis că să vinim care, și cu un mesaj de dragoste față de cei care au sărbătorit hramul orașului. Cei care au sărbătorit așa în stil mai pipărat, mai să zic așa, mai mexican un pic, da, adică cu trăirile, cu emoțiile cele pe care noi tot timpul ne uităm la seriale și credem că acolo este așa de bine și așa este de frumos. Am zis că să o traducem în român ca să înțeleagă și a noștri ce se întâmplă în serialele cele. Până la urmă, destinul este unul și același. Cum ți-l croiești, cum te uiți tu la el, așa și el se uite la tine și așa și se întâmplă în viață. Nu este primul duet al vostru, pentru că v-am mai auzit cu alte creații,
Ziceam despre... Exact. Din nou Ninge, Floare de Tei. Din nou Ninge, Floare de Tei, o piesă lansată de multe Ion Surceanu și Laura... Aura. Da. Aura, da. Da. Deci, vreau să zic că această piesă de iubire necesită o corelație, o existență în interiorul ei. Voi sunteți doi interpreți, deși tineri, dar deja experimentați, aveți multe spectacole trăite în scenă. E nevoie atunci când faci un duet de o chimie sufletească între interpreți, că ați mai cântat în duet și cu alții, da? Cum se aleg duetele? Cum trebuie să-l suporți sau să-l iubești, nu știu, să-l accepti, să-l tolerezi? Nu, asta cum ar fi și în cazul tău când mergi la spectacol. Chimie, trebuie să fie chimie de scenă. Pentru că atât timp cât ea este, și ea este, și depinde și de stil, atunci ea este foarte și foarte sinceră. Pentru că cu Cristina exact. Altfel nu poți să fii. Trebuie să fii sincer și nu putem mima. Aici. Poate ne ajută faptul că ne cunoaștem de mulți ani și cu familia și cu copiii. Deci suntem într-o relație foarte deschisă, aș spune eu așa. Prietenească. Și prietenească, pentru că și atâta de ce timp... nu v-ați imagina că sunteți iubiți atunci când cântați? Încercăm să ne imaginăm lucrul ăsta. Nu, imaginați-vă voi, dar noi când cântăm. Adică voi trebuie, să ne faceți, voi trebuie să ne faceți ca noi să ne imaginăm. Băi, uite, bine, așa arta, este dragostea, da, adevărată. Permite așa un, nu știu, îi ducem pe cei care ne ascultă cu gândul acolo unde își doresc ei, dar mai departe depinde de ei cât de mult doresc să vadă și o continuare a ideii pe care o prezentăm noi. În cazul nostru a fost ușor pentru că noi deja ne cunoaștem bine și diapazonul vocii și anumite tehnici pe care le cunoaștem, deja le avem așa în bagajul nostru profesional și am zis că piesa asta ar fi foarte bună. Aurel chiar avea o problemă în momentul când am ales piesa. Zice, acum pic cam o străgușit, cam nu știu cum o să iasă, că vine în cât câteva zile va fi și concertul, eu zic va fi foarte bine că ți-ți merge stilul ăsta latino, așa mai cu o voce din asta mai răgușită așa mai... și am zis că dimpotrivă o să fie foarte Aurel potrivit. Aurel are flair latino. Exact, exact. Știi, niciodată nu știi cum este corect până la urmă. Perfecțiunea este imperfectă. Chiar și atunci când ești răgușit, da, undeva, poate în momentul acela, poate să dă efectul sau ceva, mai deosebit decât atunci când, eu sunt în voce. Nu tot timpul este nevoie de tine să fii în voce. Este nevoie de tine să fii în stare. Apropo, da, exact, spunea de piesa din nou Ninge Floarea de Tei, Surceanu și cu Aurelia Laur. Aurelia Laur, da. Noi am imprimat-o, în genere am imprimat-o dintr-un dublu, și unul și altul. Adică nu am avut nevoie, n-am avut nevoie de multă repetiții sau da. Eu am prins stare, am transmis-o mai departe, împreună cu Cristina, care după ce am ascultat-o, băi, iar încă o dată ajung la ce, că perfecțiunea nu există. Pentru că a fost așa cum a fost. Și după noi a fost ok, anume sentimentul, trăirea, emoția, pentru că până la urmă asta vrei să transmiți în piesă, să fii sincer. Omul când o ascultă, bine că acum tehnica zilelor noastre este alta, că dacă este imagine, wow, ce este frumos, pentru că te ajută imaginea. Dar atunci când lăși numai voce, așa spus, parcă ceva nu se potrivește. Parcă lipsește. Da. Noi, din potrivă, încercăm să, fără imagine, să dăm emoția mai întâi în variantă sonoră. Uh-huh. Pentru ca să încheiem această temă și ca să nu vă simțiți voi prea mai multe confortabil pe canapeaua noastră, există mulți interpreți la noi. Voi în doi ați mai cântat duete. Sunt cântăreți cu care nu ați face niciodată un duet, fără să dați nume. Nu ați face niciodată un duet. Nu ați cânta alături. Nu, atunci, dar înseamnă că el nu este artist sau nu știu ce. Ah, uite, smecheră. Cristina. Nu, sunt multe cazuri când
poate că te-ai aflat pe scenă, dar nu locul potrivit și în situații diferite. Ei, stelele nu stau aranjate așa cum trebuie. Da, 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 da. Eu zic că contează foarte mult să faci, în general, să ieși în scenă alături de oameni profesioniști. Bineînțeles că îi alegem. De multe ori, un duet constă în aceea ca să se audă ambele voci și să fie puse în valoare la maxim. Câteodată, de exemplu, aceleași voci cu aceleași frecvențe nu dau bine atunci așa, când sună în duet. De exemplu, două soprane, le va fi mult mai dificil să se manifeste într-un duet, pentru că au practic aceeași diapazon, da, aceeași frecvență, aceleași kiloherți. Și atunci, desigur că sunt foarte multe voci bune, dar trebuie să alegem în așa mod ca să echilibrăm cele două voci, să sune fiecare în dimensiunea sa foarte și foarte bine. Despre Destin am înțeles, dar ce face Aurel și Cristina aparte, separat? În afara Destinului. Cristina, să ne povestești mai bine. Să ne povestești tu. Te rog. De unde vii? De unde vii la ora asta? Bine, muncesc din greu să trăiesc mai bine. Îmi cresc cei doi copilași, avem o familie frumoasă, eu mai mult plecat, mai mult cu studenții la Academia de Muzică, unde sunt și lector universitar, deja de 13 ani. Și mulțumim, încerc să mă împart așa și cu scena și cu vocația asta de pedagog și iată că domnul Aurel are grijă să mă mai invite și să facem și duete. Să te scot din zonă de confort. Exact, bine, a fost desigur o plăcere de fiecare dată și vreau să vă zic că fără muzică chiar nu-mi văd existența, încerc oricând să mă implic la maxim și în cariera mea solo și să fac duete, să fac diferite proiecte, să particip și la conferințe internaționale, conferințe științifice în calitate de lector și mai nou deja sunt pe ultima sută de metri să-mi susțin și doctoratul. Mulțumesc! Și atunci uitați așa. Și sunt doamna doctor. Da, doamna exact. Doctor, alo, veniți la noi la emisiune. Nu, no, exact. Eu nu vei la voi. Ba da, voi veni la voi, să știți, cu premieră și cu diploma. Te vom Doamne aștepta cu mare drag. Vii aici și o stropim cu spumant. Da. Da, de acord. Aurel? Eu mă uit ce face reparație. Dar eu mă uit ce face Cristina. Și mă uit că Cristina este muncitoare și le reușește pe toate. Eu sunt invidios, știi, dar sunt din acel care am invidie frumoasă față de toți cei ce fac lucrurile frumoase. Ce ține de proiecte, ce ține de piese, mai sunt, suntem în prag de imprimare, de lucru, adică să zic că este ceva wow, nu știu, nu pot să spun eu. Cred că atunci va fi, când va fi produs, atunci va fi și momentul să spui mai mult decât ce văd eu, pentru că atunci când publicul reacționează și asta pentru noi cred că este cel mai important. Dar munca continuă. Munca continuă și așa că un cântăreț duete curând deja o să ieșim cu piesă solo fără duete în viitor apropiat, dar nu se știe. Eu azi mă gândeam chiar că ar trebui să facem câteva duete ca să avem și așa un proiect separat. Tu mai cântat și cu alți interpreți de la noi, ai scris și muzică pentru alți interpreți, aveți acele duete, dar noi avem doar două duete, am zis să fie măcar vreo 5. Deja sunt 3. Ia uitați-vă câte ocazie aveți. Anul nou, Crăciunul, 8 martie, ziua îndrăgostiților. Ziua îndrăgostiților. Paștele. 1 iulie. Paște, să veniți cu toate 5, da? Să veniți cu un album întreg. Da, tu spuneai, Cristina, de concert de duete. Eu într-o zi chiar stăteam și analizam câte piese cu cine am cântat un duet. Păi zic, e ușor, aș scoate un concert de o oră jumate. Și care e problema? Tocmai vreau să vă întreb, care e problema? Care este problema? Cred că nu este nicio problemă, problema suntem noi, până la urmă. Sau poate noi, timpul care vă lipsește? Nu este problema, nu. Înseamnă că noi ceva nu facem cum trebuie sau vrem să dormim timpului. Sau vrem să dormim mai mult sau mai multe să le reușim și nu le luăm treptat bucată cu bucată să facem, da. Cristina, Aurel, vă mulțumim foarte mult. Și mare vă urăm mult și succes în tot ce veți face, împreună și separat. Ne face o mare plăcere.
Și să știți că primul duet care va fi, va fi, nu primul, următorul duet va fi în limba franceză, special pentru Andrei. Când eu știu că, da, și mie mi se pare că dacă noi nu l-am face în doi. Eu abia aștept. Liber. Libertate. Da, libertate în italiană. Aurel Chirtoacă și Cristina Pintilie. Sunt foarte dragi acești cântăreți pentru că sunt frumoși la suflet și asta este cel mai important. Mulțumim frumos, băieți! Și noi vă mulțumim pentru invitație, mulțumim! Iar noi în câteva secunde revenim să vorbim iarăși despre destin și cum îl putem influența. Rămâneți cu noi! Vă amintiți de bancul despre corul care cânta în clubul dintr-un sat? Spectatorii plictisiți părăseau sala unul câte unul, până când ultimul spectator s-a apropiat de dirijor, l-a tras de mânică și i-a zis: nu vă fiți cu supărare, nea voastră cântați, dar când ați terminat, încuieți ușa clubului și puneți cheia sub preșul de la ușă. În stilul bancului se făceau aluzii de felul că și Moldova ar putea astfel rămâne fără populație, în cazul în care concetățenii noștri vor continua să plece peste hotare. Și atunci, cine va pune cheia sub preș sau mătura în ușă? Colega noastră, Olga Soroceanu, a încercat să afle de la interlocutorii săi dacă i-a vizitat vreodată gândul să părăsească Republica Moldova. Ați gândit vreodată să părăsiți Republica Moldova? Eu de acum am părăsit-o. Vreau să mă întorc înapoi. Ce vă este dragă Republica Moldova? Aici și aerul e alt. Suntem mai primitori și avem și multe de învățat de la Uniunea Europeană. Trebuie schimbat mentalitatea de la noi înșine. Noi trebuie să ne schimbăm întâi. Și nu trebuie să dăm vina pe cei de sus de acolo. Когда-то в молодости хотелось бы, но тогда не было возможности, а сейчас хочется, но мы уже в возрасте. Остались, потому что здесь наши корни, мы здесь привыкли жить. Это наша родина, почему не дорога? Родина – это как мама, разве можно маму оставить? Din păcate, da. În primul rând, soțul e peste hotare și trebuie să unim familia. În doilea rând, condițiile de trai, cât de trist nu ar fi. Ce ar trebui să se întâmple ca să rămâniți acasă? Nu știu, în primul rând salariile, cred că, prețurile să fie la nivelul nostru, asta cred că e primordial, prețurile și salariile. În rest, totul mă aranjează. Ați găsit și persoana care a părăsit Republica Moldova din 1998. Ce v-a făcut să plecați? Mi s-a dat cu piciorul și am fost nevoit să plec. După 24 de ani de când sunt în străinătate, nu mai văd situația atunci când pot să spun că pot să revin înapoi. Ce facem cu țara dacă ne ducem toți de aici? Te-ai gândit vreodată să pleci din Republica Moldova? Da, m-am gândit. Eu, de fapt, chiar anul trecut, recent m-am întors din Statele Unite pentru că am făcut un an de liceu acolo. Îți vezi viitorul aici sau peste hotarele țării? Probabil peste hotare. Am văzut posibilitățile pe care mi le poate oferi o altă țară și am rămas foarte dezamăgită, mai ales pentru că până acum era problema că economia Moldovei este rea, dar acum este cetățenii Republicii Moldova trebuie să se îngrijoreze și de situația cu Ucraina și războiul și faptul că Rusia chiar ne amenință. Și chiar dacă avem speranțe pentru Republica Moldova și chiar aș vrea să văd o schimbare, nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat. Da, постоянно об этом думаю. Чтобы ехать, тоже нужны деньги. И сложно начинать новую жизнь в другом месте, все-таки здесь как бы что-то держит. Ну, в основном знакомые, родственники, там, как бы так. Я надеюсь, года через 3, лет через 5 уехать в какой-то европейской стране, где работают законы, где есть, где нет коррупции, где есть правосудие и так далее. Оказывается, hasta если он sentiment deosebit. Hasta если у кулдур în suflet este o bunătate, ceva plăcut. Dar cum, dacă e a noastră țară, noi trebuie să ne mândrim cu dânsa. Plaiurile noastre sunt frumoase, doar nu putem noi ca să ignorăm Moldova noastră. Nu, așa cum este, dar o iubim. O
Oricine dintre noi dorește să trăiască bine, iar atunci când se pomenește în impas, sigur că încearcă să caute soluții. Soluția de a pleca este una marginală, dar nu este una condamnabilă. Mai rău e că oamenii care pleacă să locuiască peste hotare, de cele mai multe ori nu vor să revină, chiar dacă îi sfâșie dorul de casă. Și atunci, cei care rămân au un singur viitor, să îmbătrânească aici. Frumos sau urât, aici, acasă. Efectele îmbătrânirii devin și mai acute în contextul migrației, în special a migrației tinerilor și a persoanelor de vârstă reproductivă. În anul 2022, rata de îmbătrânire a populației Republicii Moldova Bunăoară este estimată la 22,8 persoane la 100 de locuitori. Studiile axate pe dinamica populației arată că în 2040 generațiile în vârstă de 50 de ani și peste vor constitui aproximativ jumătate din populația totală a țării. Pe 21 octombrie, la Universitatea de Stat din Moldova, se vor desfășura discuții publice îmbătrânirea populației și suportul intergenerațional, din cadrul programului ONU pentru dezvoltare, reziliență demografică. Despre acest eveniment, dar și despre subiectul ca atare, discutăm astăzi cu Aliona Cristei, coordonatoarea de proiect la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Aliona, bine ai venit la noi! Vă mulțumesc pentru invitație, cu mare drag! Despre bătrânețe, haine grele, cum e să vorbească despre bătrânețe unei domnișoare? Deci asta este, vrem să spargem stereotipurile aici, pentru că evenimentul nostru tocmai vrea să schimbe aceste viziuni, zicem așa, învechite și să promoveze o îmbătrânire frumoasă și activă, ceea ce ar însemna participarea, implicarea vârstnicilor în societate, în mediul economic și în toate sferele vieții sociale, astfel încât să putem valorifica această categorie a populației și să o implicăm cât mai activ. Aliona, dar de ce crezi că aceasta este o problemă gravă în Republica Moldova și suntem o țară cu o rată de îmbătrânire atât de mare? Deci noi nu o percepem ca o problemă, pentru că, da, există niște schimbări demografice și lucrul ăsta a fost menționat și de dumneavoastră. Și apoi e normal să îmbătrânești, nu? Absolut, absolut. Și este un proces care se regăsește în foarte multe țări europene. Deci este un proces continuu, după cum s-a menționat și în contextul migrației. Lucrurile se schimbă și trebuie să le percepem diferit. Anumit în acest considerăm, de rent, noi realizăm această dezbatere, care este una dintr-o serie de dezbateri publice, care se realizează de Fondul ONU pentru Populație în coordonare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a susține guvernul în elaborarea politicilor demografice care să susțină populația vârstnică și nu numai, da? Numărul, de exemplu, să susțină familiile, să rămână în țară, să-și obțină numărul dorit de copii, să aibă un echilibru dintre viață și familie, dar și în contextul dezbaterii care urmează să fie realizată vineri, să încurajăm populația vârstnică să rămână activă, să poată utiliza internetul, să poată fi flexibilă, să comunice cu tinerii și să aibă o calitate a vieții mai bună. Acesta ar fi unul dintre scopurile principale ale dezbaterilor de vineri. Deci noi ne propunem să lansăm două analize interesante. Una ține de sentimentul de singurătate și de factorii care, de fapt, acutizează acest sentiment, pentru că această dezbatere este și în contextul studiului generației și gen, un studiu demografic amplu, realizat iarăși cu suportul Ministerului, tocmai pentru a face față acestor provocări demografice și schimbări care au loc în societate și pentru a aduce soluții de politici publice care să susțină guvernul și să și oamenii să aibă o viață mai bună. Aceste discuții publice presupun elaborarea unor măsuri concrete, a unor rezoluții pe care trebuie să fie urmate. Adevărat, această dezbatere va întruni mai mulți factori de decizie, deputați, autorități publice, centrale, experți din domeniul național și internațional, care vor analiza cum pot fi schimbate spre bine lucrurile, ce politici, măsuri de politici sunt necesare în Republica Moldova și cum putem să ajungem la fiecare vârstnic, ca să auzăm și din perspectiva vocii lui. Vor participa chiar și voluntari,
tineri și vârstnici care au participat în cadrul proiectului nostru, care a încercat să unească generația tânără cu generația vârstnică și să contribuie la acest dialog intergenerațional, tocmai pentru a-i ajuta să depășească singurătatea, în special în contextul pandemiei, dar nu numai, și pentru a fi activ în societate. Dar ce spun vârstnicii care participă la acest proiect? Cum e să îmbătrânești în Republica Moldova? Dacă ar fi spune să... Vox Populi, noi știm. Dar da, ce spun... Tocmai dacă vorbim despre acest proiect care a fost realizat și cu susținerea sectorului privat, a contribuit cu cartele SIM și ei chiar s-au folosit de aceste telefoane mobile pentru a-i ușura viața socială, da, au comunicat pe cei dragi, au reușit chiar să se conecteze la serviciile publice, la serviciile sociale. Un exemplu este faptul că ei au aplicat pe platformele online pentru recalcularea pensiilor. Totuși, lucrul ăsta este ceva nou pentru ei, dar ei o simt ca un factor pozitiv și faptul că tânăra generație este implicat activ a schimbat și starea lor de bine. Cel puțin așa ne zic rezultatele proiectului. Eu am fost acum câțiva ani în Spania și fiind în nordul Spaniei, fiind pe plaja Oceanului Atlantic, m-a surprins o priveliște nemaipomenită. Deci am făcut și o fotografie, dar nu am păstrat-o. Deci pe plajă, în șezlonguri, ședeau două bătrânele, dar bătrânele bine, dar atât de frumoase, parcă erau două prăjituri. Deci cu manicură, cu pedicură, și ședeau și una citea o carte de dragoste, alta o revistă o răsfoia, beau cocktailuri și mă gândeam așa, m-am uitat la dânsele și zic, e când o să ajungă și Lelea Anica din satul Cutare să stea așa cu pedicură și să savureze bătrânețea pe care o are. Să știți că nu toți doresc doar să se odihnească. Sunt oameni foarte activi și noi ne convingem aici că și la o anumită vârstă oamenii doresc să fie, să rămână activi. Anume, în acest context s-a realizat și acest studiu al indiciului îmbătrânirii active, care de fapt ne spune că doar o treime, da, din o pătrime, cum ar fi, doar da, o pătrime din populație au oportunități de a îmbătrâni activ și de a fi activ în societate. Cealaltă cumva este limitată. În acest context, noi venim să susținem, în special dacă vorbim despre emigrația tinerilor și necesitatea forței de muncă active în țară, pentru că altfel nu ne rămâne decât să investim și să-l valorificăm potențialul persoanelor vârstnice. Evident că cei care doresc o pot face, să se odihnească, iar cei care doresc să continue și să fie activi, și aici noi oferim oportunități și vom lucra în continuare cu Ministerul Muncii. Chiar urmează să fie lansat anul curent Programul Național de Îmbătrânire Activă, care vine cu noi activități, cu activități interesante pentru susținerea populației vârstnice. Pur și simplu, spre deosebire de seniora Pascuale, care își poate permite să stea cu pedicură pe plaja oceanului și să savoreze bătrânețea, Lelea Anica din satul Cutare are săraca nevoie să existe cumva și este impusă să alerge. Așa este, și tocmai aici venim să susținem cele mai vulnerabile grupuri. Noi le-am oferit câte un telefon mobil și tinerii voluntari din localitate mai intră pe la ele și le mai arată cum să navigheze pe internet, cum să... Ce frumos! Exact, cum să comunice cu cei drag pentru a crea acest dialog intergenerațional și a crește nivelul de satisfacție, da? De calitatea vieții. Cât de mult contează acest dialog între generații, mai ales în situația pe care o avem cu asemenea rată de îmbătrânire? Foarte mult. Totuși... Ce ne dă el? Ce ne oferă? Ce ne vedeți pe acești bătrâni, iată, mai ales în acest dialog? Să știți că este foarte important pentru un vârstnic să știe că poate apela, poate suna pe cineva, poate pur și simplu discuta pe o temă liberă. Și am început chiar de pe timpurile pandemiei, când am implicat voluntari, tineri, care îi sunau de două ori pe săptămână și întrebau cum se simt, dacă au nevoie de ceva. Vârstnicii sunt extraordinari, chiar au reușit să creeze relații de parcă bunei nepoți. Lucrul ăsta cred că poate fi extins și avem astăzi centre de tineret, practic în
foarte multe localități, raioane. Cred că ar fi o practică bună și experiența internațională tot pune accent pe suportul intergenerațional ca una din măsurile care ar putea susține vârstnicii să-i păstreze în mediul social, să păstreze activ și să lupte cu problema singurătății, dacă vorbim aici. Asta ar fi cea mai mare problemă? Una dintre ele, statistica zice că practic 17%, da, cum ar fi fiecare al șaptelea om, se confruntă cu o stare moderată sau severă de singurătate. Da. Și procentul acestora crește odată cu înaintarea în vârstă, pentru că aici apar copiii pleacă peste hotare, soțul ar putea deceda la o anumită vârstă, cel puțin statistica ne spune că femeile trăiesc o viață mai lungă decât bărbații, da? Și aici apar diferite situații și iarăși, cum dumneavoastră aminteați, nu tot timpul în localitate există servicii publice pentru vârstnici, servicii în care ei să se simtă apreciați, să se simtă necesari și implicați. Din acest punct de vedere, acesta ar fi un instrument foarte, foarte bun. Deci și factorul digital, care ne spun și datele studiului, are un rol foarte mare în menținerea persoanelor vârstnice în mediul social. Dar de ce mai are nevoie un vârstnic, în afară de acest dialog între generații și în afară de digitalizare, ca să se simtă bine, să se simtă confortabil? Spun și eu, de bani! De adevărat, serviciile publice contează foarte mult. Calitatea vieții este un factor care a fost analizat și prezentat în dezbaterea precedentă în luna septembrie care am avut-o și totuși oamenii își doresc o calitate a vieții mai bune, servicii de sănătate mai bune, servicii de educație mai bună, da? Chiar și educație de vârsta a treia, pentru că cât trăim, atât învățăm, da? Ne străduim și la capitolul dat. Și servicii de loazir, adică de absolut odihnă. Tot, de transport. De... Noi nu știm să ne odihnim. Și tinerii și vârstnicii. Da, adevărat. Sunt foarte mulți factori care trebuie luați în complexitate. În general, aspectele demografice sunt foarte complexe. Eu știam acum câțiva ani buni, de fapt, știam că cea mai bătrână țară din Europa este Italia. Acolo locuiau cei mai mulți bătrâni din toată Europa. Cum s-a schimbat raportul de bătrânețe în contextul european? Cunoști? Din câte știu, este totuși dificil să influențeze un proces de îmbătrânire în contextul când oamenii amână tot mai mult nașterea primului copil și din considerentul migrației tinere, tocmai care ați spus, de vârstă reproductivă. Uh-huh. Pentru a influența anumite schimbări demografice la nivel de politici, lucrurile astea se vor schimba foarte, foarte încet. Spre exemplu, dacă o să aplicăm niște politici demografice eficiente, populația Republicii Moldova în anul 2024 ar scădea la 2 milioane. Iar în cazul în care nu vom aplica niciun fel de politică, ar scădea la 1,7 milioane, din cel puțin asta zic prognozele demografice. La fel și în Italia, să oprești, să stopezi acest proces este foarte greu, pentru că trebuie să influențezi și alte medii sociale, da? Uh-huh. Trebuie să creezi condiții pentru tineri să-și dorească sau cel puțin să aibă numărul dorit de copii. În cazul Republicii Moldova am constatat că oamenii din Moldova își doresc mai mulți copii. De exemplu, GGS, Studiul Generație și Gen, a constatat că familiile își doresc 50% din familie își doresc 3 și mai mulți copii. În realitate însă există mai multe bariere care îi împiedică să aibă numărul dorit și ei au 1 sau maxim 2 copii. Mie mi-a plăcut îmbinarea de cuvinte îmbătrânire sănătoasă și activă. Și eu încercam să mă gândesc cam ce ar însemna asta, cam ce ar trebui să oferim populației ca ei să îmbătrânească sănătos și activ. Ar trebui să oferim posibilități ca ei să rămână în câmpul muncii dacă își doresc. Ca doar ei să rămână acasă, în primul rând. Da, acasă și în câmpul muncii să fie activ din perspectiva economică. Evident că în funcție de profesie, da, sunt profesii care permit acest lucru, sunt profesii care nu permit acest lucru. Ceea ce ar fi necesar este să adaptăm condițiile de muncă la necesitățile persoanelor vârstnice, să le oferim un program de muncă mai flexibil, da, un program cu ore mai reduse de lucru în funcție de vârsta persoanei. Nu să-i dăm afară din servicii, pentru că sunt trecuți de vârstă, precum se procedează de multe ori în Republica Moldova. Da, trebuie să evident, și serviciile publice în cazul dat contează foarte mult. Trebuie să le dăm posibilitatea să participe chiar și în mediul, în comunitate, da, la deciziile administrației publice, să-i invităm activ, să-i cerem opinia lor.
să îi ajutăm să fie în vugă cu schimbările lumii digitale, zicem așa, să poată și ei utiliza telefoanele, computer, internetul, pentru că acum totul se învârte în jurul ăsta. Alena, îți mulțumim foarte mult, dar eu mă bucur, prieten, că după ce a cântat Cristina Pintilie aici la noi, a venit colega ei de clasă, Alena Cristei, coordonatoare de proiect la Fondul Național Unite pentru Populație. Ce continuitate frumoasă! Noi îți mulțumim tare mult că ai fost în studioul Măcii Basarabiei. Rămâneți cu noi, revenim în scurt timp. Orice produs, orice proiect, orice aventură, orice faptă, orice acțiune bine gândită, orice pornește de la o idee. Ideea este, de fapt, începutul tuturor începuturilor. Nu în zadar, japonezii prețuiesc ideile, pentru că ele promovează și motivează prezența faptelor demne de laudă. Sunt oare prețuite la justa valoare ideile în Republica Moldova? Ori furnizorii de idei sunt doar exploatați și marginalizați? Ei, dar asta este o altă temă de discuție. Azi însă vorbim despre ideea națională cu jurnalistul Vasile Botnaru. Auzim mereu că un popor autentic are nevoie de o idee călăuzitoare, care să o scoată din deșert și deșertăciune. Are nevoie de un șleac care să-l ajute să supraviețuiască, urcând apoi treptele dificile ale prosperării și dăinuirii. Uitați-vă în jur. Care ne este ideea națională călăuzitoare? Nemulțumirea, cârcoteala, mereu bombănim, nimic nu merge cum trebuie. Totul este nasol. Nemulțumire stârnește până și modul în care își exprimă nemulțumirea cei nemulțumiți. Mai cu seamă ne înfurie cel mulțumit, nesolidarizat, cel care nu împărtășește starea incandescentă de frustrare. Ne dăm de acord un cap ca să ne dovedim unii altora că suntem niște neisprăviți, că nu știm să ne alegem conducătorii și suntem sortiți să urbecăim în deșert. Și asta ne ia tot timpul. Singura unitate de măsură a ceea ce contează cu adevărat. Odată l-am auzit pe Aureliu Busuioc exprimându-și nemulțumirea că nu pricepem sensul proverbului despre nemulțumitul căruia îi se ia darul. E vorba despre darul înțelepciunii și nu despre mărgeluțe și oglinjoare, insista bătrânul poet, stăpânindu-și cu greu mulțumirea că a aflat încotro țintește proverbul. Încă de pe când eram student, auzisem despre un top al longevității. Atunci se spunea că pe locul 2, cu cea mai scurtă viață, se plasează jurnaliștii. Și asta nu mi-a prea plăcut, dar mă rog, m-am gândit că poate e vorba de colegii de breaslă care activează în punctele fierbinți ale planetei. Iar pe locul 1, surpriză, cel mai puțin trăiesc bucătarii. Deci sărmanii bucătari sunt cei mai defavorizați. Da, așa este. Și unde e dreptatea? Tocmai cei care ne fac să ne simțim bine. Ei, și noi, Mihaela, chiar în Ziua Mondială a Bucătarului aducem asemenea informații. Hai mai bine să aflăm ce e cu profesia asta de bucătar. Cu ce profesia de bucătar se mănâncă? Și dacă se spune că cei mai buni bucătari sunt bărbați, avem în ospeție un bărbat bucătar, un tânăr de tot, de doar 22 de ani, absolvent al Colegiului Național de Comerț de la ASEM, specialitatea tehnologia produselor alimentare, medaliat cu aur, argint și bronz la diverse concursuri internaționale din România, Italia, Ucraina și Turcia. Cele mai remarcabile talente, îl citez, sunt distruse de lenevie, așa mi-a scris invitatul nostru,
pe rețelele de socializare. Să aflăm de ce crede așa Andrei Grigoraș. Salutare! Salutare, Andrei! Bună ziua și bine v-am găsit! De ce crezi că cele mai remarcabile talente le distruge lenevia? Pentru că orice succes în viață se datorează muncii și nimic nu poți să realizezi dacă nu muncești. 1% constituie talentul și restul este muncă, muncă și iar muncă. Andrei, mie îmi place că tu gândești așa, pentru că, bun, să recunoaștem, tinerii de astăzi gândesc un pic altfel. Ei au o psihologie a consumatorului mult mai pronunțată decât, să zicem, o aveau părinții lor pe timpul. Nu toți tinerii. Nu toți. Dar tu de ce crezi așa? Sau cine te-a ajutat să ajungi la acest mod de gândire? Nu știu, cred că singur m-am ajutat. Am înțeles că asta e cheia succesului. Mm-hmm. Andrei, vrem să ne povestești de unde și până unde a apărut această pasiune a gătitului. Ca și la toți, probabil că totul vine din familie. Cu gătește mama, cineva da, în familie? Da, mama gătește foarte mult și acasă am început să gătesc cu mama. Și deja treptat am început să-mi placă chestia asta și am mers deja să fac studii. Și cum am început să fac studii, chiar în primul an de studii am început și să activez într-un restaurant. Câți ani aveai atunci? 15 ani. Deci de la 15 ani tu lucrezi, da, în restaurant. Da, de la 15 ani. Și treptat, lucrând, învățând, am căpătat cât mai multă dragoste față de această meserie și deja nu mă mai pot scăpa de ea. Ce îți place să gătești cel mai mult? Recunoaște. Cred că cel mai mult îmi place să gătesc ceva dulce. Ești amator de deserturi. Da, nu sunt amator de deserturi, îmi place să gătesc deserturile, dar nu prea consum deserturi. Serios, deci le gătești pentru cineva? Da, pentru cineva. Și de obicei gătesc mai des pentru cineva, pentru că pentru mine nu gătesc aproape că niciodată. Nu dar se prea vede să mănânci dulciuri. Eu zic a spus că nu-i place. Constituția ta e 22 de ani, arăți de vreo 17-18. Mulțumesc maximum. Că o să iau asta ca un compliment. Dar experiența acasă, vorbește da, mai mult. Acasă cine gătește la voi acum? Eu trăiesc deocamdată singur și nu prea gătesc acasă. Nu știu, nu îmi place. Ce? Dacă doar să vină oaspeți, atunci pot să gătesc. Pentru mine suntem plictisiți și obosiți de atâta muncă și acasă nu gătim. Da, dar știi cum, munca e muncă, dar de mâncat oricum trebuie să mănânci. Ieșim în oraș și mâncăm, pentru că suntem atât de obosiți de procesul ăsta de muncă, uh-huh, de a lucra mereu și de a găti. Da, ne place să gătim, dar acasă nu ai aceeași dorință de a găti. Gătim și acasă, dar mai rar. Dar mergeți să mâncați în restaurantele în care gătiți sau de obicei preferați alte restaurante? De obicei preferăm să mergem în alte restaurante pentru a vedea ce fac și ei și să ne dezvoltăm, să învățăm și noi de la ei. Andrei, cum sunt restaurantele din Chișinău? Hai să începem cu Chișinău. Cum ți se par ție și dacă se gătește bine în Chișinău? Dacă le-ai închide, câte din procentaj, ce procentaj le-ai închide mâine? Cred că 20-30% și asta cred că e un procentaj foarte mic. E bine, credeam că mult mai pentru mult. Pentru că Chișinău este foarte puternic în ceea ce țin de restaurante în comparație, de exemplu, cu aceeași Românie, uh-huh, unde restaurantele sunt mai slabe, unde se gătește nu atât de gustos cât în Chișinău. De ce este așa? Pentru că în Chișinău este o concurență foarte mare ceea ce ține de sectorul Horeca. Da. Și atunci când concurența este foarte mare, toți încearcă să fie cât mai buni. Deja ce ține de angajați și tot asta e deja altă. Ai lucrat la mai multe restaurante. De ce ai fugit ca și gogoașa? De la lup, a fugit de la urs, a fugit de la iepure? Nu pot să vă spun că am fugit. Am mers, fost furat? În unele momente da, am fost furat. În unele momente am fost transmis dintr-o echipă în altă echipă. Mai aproape microfonul. Și niciodată nu am plecat. Am fost transmis așa ca unul bun. Da, ca unul bun. Ca un specialist valoros. Da, sigur. Nu am plecat niciodată de undeva cu scopul că a fost foarte rău acolo sau lor nu le-au plăcut de mine, ceva de genul. Deci te vezi în viitor un specialist în acest domeniu? Sigur, da.
Noi nu l-am felicitat cu ocazia Zilei Mondiale a Bucătarului. Da, da, da. Cum ne-am putut să uităm? Mulțumesc foarte mult. Noi îți urăm mult succes în acest domeniu, dar succesele tu deja le ai, că ai premii internaționale. Povestește-ne despre ele și care a fost primul pentru tău premiu internațional. Pentru ce le-ai luat? Pentru bucatele pe care le-ai gătit? Da, premiile au fost luate pentru bucatele care le-am pregătit. Primul meu concurs culinar cred că a fost în România, la Șef la Cuțite. A fost pentru început, nu eram chiar destul de pregătit și s-a luat așa ca o experiență. A doilea, unul dintre cele mai importante campionate la care am participat a fost în Turcia, acolo unde am luat prima mea medalie de argint din viața mea și eram mega fericit. Și, dar ce ai gătit? Să-mi aduc aminte acum că a fost foarte de mult. Cred că am gătit un pește ceva cu un risotto, ceva mai specific. Și am mai avut concursuri, am avut pe Ucraina, Italia și diverse. În Republica Moldova am avut foarte multe. Spune-mi, te rog, trei greșeli principale pe care le comit bucătarii în localurile alimentare din Chișinău. Din Chișinău, hai. Însă și în procesul de lucru care... Da, uite, ceea ce ai văzut tu cu ochii tăi, ceea ce nu ți-a plăcut și ai zis că, băi, asta nu se face așa, asta ar trebui de făcut altfel. Uite, ce nu-ți place? În primul rând, cea mai mare greșeală a bucătarilor, da, că oamenii care vin și bucătarii care vin, ei nu au plăcere de a lucra, ei vin doar pentru a face bani. Așa. Și asta e problematic. A doua greșeală... Eu știu greșeală... de ce. Dai voie să deschid o paranteză. Mama mea spunea așa, Dumnezeu să o odihnească, ea nu se apuca să facă mâncare dacă nu avea dispoziție. Zice, știu că mai ales eu nu fac astăzi, da, mâncare pentru că eu nu am dispoziție și mâncarea dacă nu ai dispoziție nu iese bună. Eu credeam că asta e o glumă. Nu este o glumă pentru că orice mâncare trebuie să fie gătit cu dragoste și dacă nu este făcută cu dragoste și pasiune, atunci nu ți primește nimic. Deci pe bune asta funcționează? Desigur că funcționează, ca și în orice profesie, meserie, orice job care nu l-ai avea, dacă nu ai plăcere, atunci degeaba mai lucrezi. De asta zici că bucătarii la noi, unii dintre ei, dacă nu toți. Majoritatea. Majoritatea chiar, asta da, e grav, pentru lucrează că din acei fără trageri de inimă. Care au trageri de inimă și pasiunea aceasta de bucătărie, au plecat toți, pentru că nu sunt atât de apreciați la noi în țară. Nici bucătarii buni nu se apreciați. De mâncat bine ne place... Dar de apreciat bucătarii buni, nu îi putem aprecia. Da, ok, sunt localuri în Chișinău care apreciază cât de cât, da, dar nu sunt suficiente pentru... Absolut, pentru toți bucătarii, da, buni. Așa, 1, 2. Ce alte greșeli? Alte greșeli, stai să mă gândesc acum. Uite, gândește-te că ai timp suficient. Poate nu combină corect alimentele. Da. Poate te-a șocat un dressing pe care l-ai văzut pe un platou. Altă greșeală, ceea ce ține tot de bucătărie, este că deja aici ține de șef bucătar și de organizatorii restaurantului că încearcă să combine într-un restaurant și sushi și pizza și toate meniurile posibile și asta este o greșeală foarte mare pentru că dacă deschizi o afacere și trebuie să te axezi mereu pe un segment anume pentru că atunci vei avea succes, că nu o să pui tot într-o... Așa. Într-o groapă, grămadă, nu se primească nimic. Dar sunt localuri în care vin diferit clienți. Cineva vrea să mănânce sushi, dar cineva vrea să mănânce pizza, dar cineva vrea să mănânce pentru ciorbe. Pentru asta sunt localuri specializate. Sunt localuri specializate, deci unde trebuie ei merg acolo să alegem localurile specializate, da? Da, sau pentru speciale, că ele sunt mai bune, pentru că ce se contrastă într-un anumit content și... atunci este mai bine că se axează doar pe același proces, dar nu încearcă să facă totul odată și fac tot prost. Dar tu gătești bucătărie, adică ai învățat și profesezi bucătăria italiană, franceză, dar cea asiatică, japoneză ai încercat? Asiatică tot am încercat. Nu este pentru mine, nu-mi place să o consum și nu-mi place să o gătesc. Să o gătești. Da. Am înțeles. Dar care e cea mai aproape de suflet? Cred că cea mai aproape de suflet franceză. Credeam că îi spui ceea ce face mama. Da, ceea ce face mama, da, dar totuși suntem o generație modernă și așa încercăm să ne...
Asta înseamnă că tu nu mănânci sarmale. Să fim un pas cu oameni. Nu mănânci sarmale. Desigur că mâncăm și mergem și noi la nunți, la cumătrii și mâncăm și sarmale și câteodată acasă ne place să mâncăm câte o mămăligă făcută place de mamă. Îți place să guși la nuntă vreo bucată, vreo fel de bucată și spui, băi, ăștia nu știu să gătesc. Avem și de asta. Deci tu mi-ai spus două, eu ți-am zis trei greșeli esențiale. A zis despre... Gătirea fără dragoste. Gătirea, da, fără dragoste. A spus că nu combină corect alimentele și trei a spus că nu sunt specializați doar într-o bucătărie, asta, dar în toate. Deci eu mă gândesc la... Eu văd un bucătar, eu văd o găină prăjită, știi, în față. Care este specialitatea ta? Specialitatea lui Andrei. Specialitatea ce gătesc eu, da, sau... pe care o gătesc cel mai bine. Nu pot să spun ce gătesc cel mai bine, pentru că lucrând de atâția ce-ți ani... Ce place cel mai mult să gătești? Păi am spus deja că cel mai mult gătesc, îmi place dulciurile. Să gătesc dulciurile, deserturi. Eu cred că îți place să le mănânci. Nu, a spus că nu-i place să mănânce, dar e adevărat că bucătarii gustă din orice tip de mâncare pe care îl gătesc sau nu? Nu tot timpul gustă, dar ar trebui să guste din orice tip de mâncare. De asta mai înainte bucătarii erau grași? Nu din cauza asta. Este un stereotip foarte mare, pentru că bucătarii nu din cauza asta sunt mai mușcăței așa. Problema este regimul nostru alimentar, pentru că noi suntem la muncă 15 ore pe zi, noi acolo aproape că nu mâncăm, venim acasă, mâncăm seara, mâncăm mult și vă culcați. Și ne culcăm. Și asta e tot regimul nostru și lucrăm foarte mult. Dar de ce să nu mănânci atunci când te afli într-o bucătărie? Eu, spre exemplu, nu pot să nu mănânc când mă aflu lângă un frigider. Nu avem timp. Nu au timp. Dar aveți voie și este indicat să gustați mâncarea pe care o faceți? Este indicată, dar dacă ești sigur că poți să faci o mâncare fără a o gusta, atunci ok, poți să nu o guști. S-a întâmplat să sărezi odată mâncarea? Cred că la toată lumea se întâmplă asta. Chiar dacă ești un bucătar, tot se întâmplă odată că sărezi o mâncare prea tare. Noi am făcut odată cu soția mea sarmale, le-am învelit în frunze de arțar, dar eu nu știam pe atunci că în Moldova sunt 14 specii de arțari și toți au frunzele diferite. Și toate frunzele s-au desfăcut la un moment dat. Și erau așa. M-am gândit că erau amare. Nu. S-au primit un fel de sarmale leneșe. Da. Am amestecat și noi în tigaie. Andrei, cum îți vezi viitorul? Cum ți-l dorești și cum îl vezi? Mi-l doresc în Moldova, aici în Chișinău, pentru că îmi place foarte mult aici, dar nu mi-l văd aici. Îl văd peste hotare, totuși. Așa. De ce? Ești mai apreciat acolo? Crezi că vei fi mai apreciat acolo? Da, cred că acolo voi fi mult mai apreciat decât aici. Acolo se primește țară. Mai bine. Se remunerează. Se plătește mai bine, dar în ziua de azi avem nevoie de finanțe. Mm-hmm. Ce sfat le-ai dat tu bucătarilor începători? Cei care, uite, te privesc acum și își doresc și ei să facă studii sau să profeseze chiar această meserie? Recomand tuturor, nu doar bucătarilor, dar și în genere tuturor care sunt la început de drum. Contează cât mai multă pasiune, dorință, dragoste, devotament față de ceea ce ți-ai ales și dorești să faci în continuare. Și asta este valabil pentru orice domeniu. Noi îți mulțumim tare mult că ai fost astăzi în studio. Stai că el acum e în vacanță de creație, într-un fel de concediu de creație. Stai că l-am întrebat. Ce înseamnă concediu de creație pentru un bucătar? Ultima întrebare. Cred că pentru mine este un concediu mai mult de recreare, pentru că după o perioadă lungă de muncă, de un sezon intens de muncă grea, vrei să te mai odihnești, să recapeți forțe noi, te gândești la ceva proiecte noi și vrei să mergi mai departe. Dar este vreun fel de bucate pe care l-ai inventat tu? Sigur. Care? Nu vă spun. De ce? Hai, măcar aproximativ. Un indiciu, Dene. E dulce sau sărat? Dulce. Bineînțeles, dacă a spus că îi place să gătească dulce. Vreo prăjitură ceva. Da. Ea se numește Andrei Grigoraș? Nu se numește Andrei Grigoraș, este o tortă Napoleon reinterpretată așa, după propria mea rețetă, care cândva era unul dintre cel mai bun Napoleon din Chișinău. Așa, data viitoare Andrei Grigoraș vine aici. Să ne spui la ureche unde să-l gustăm. Cu prăjitura lui inventată de el. De acord? De acord. Bine, Andreiș, îți puneți o dorință că te afli între doi Andrei. Da, eu am spus-o la început și chiar o să mai spună.
Da? În gând, dar nu o spui la nimeni, nu o spui la nimeni, da. Andrei Grigoraș, un bucătar medaliat cu aur, argint și bronz la competiții internaționale din Turcia, Italia, România, la Ucraina. La doar 22 de ani. La doar 22 de ani și care știe și este ferm convins că pentru ca să trăiești bine trebuie să muncești. Și iată lucrul pe care îl face el. Andrei, succese, trebuie să ne, atunci când îți mai găsești un loc de lucru, când vei mai fi răpit undeva, cheamă-ne să vedem cum lucrezi. Cu siguranță o să vă invit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitația. Eu o să gust desertul. Felicitări încă o dată ție și tuturor bucătarelor care ne vizionează și care nu ne vizionează. Felicitări cu prilejul zilei profesionale a bucătarului, zilei mondiale a bucătarului. Să aveți întotdeauna inspirație și să faceți lucrurile cu suflet, pentru ca noi, consumatorii, să servim aceste bucate și să zicem, băi, să trăiască bucătarul cel care le-a făcut. Rămâneți, noi revenim în scurt timp. Ai o problemă, ai un necaz, ai o dilemă, ai un conflict, ai nevoie de un avocat, dar nu ai bani. Ce faci? Pentru asta există sfatul juristului cu Victoria Mereuță. Dacă aveți nevoie de un avocat, însă nu vi-l puteți permite, statul vă poate acorda unul. Avocatul plătit de stat se acordă tuturor cetățenilor Republicii Moldova în majoritatea cauzelor penale și în numeroase litigii civile. Dacă aveți nevoie de o consultație simplă, statul de asemenea achită serviciile unui parajurist, de exemplu pentru întocmirea unui contract sau pentru explicarea regulilor de moștenire. A se reține totuși că în aceste cazuri nu vă puteți alege avocatul. El va fi desemnat aleatoriu de către stat. În majoritatea cazurilor penale, asistența juridică achitată de stat este acordată acuzatului indiferent de averea acestuia. De asemenea, averea nu contează dacă solicitați protecție împotriva violenței domestice sau dacă acuzați că ați fost victima infracțiunilor sexuale, a traficului de persoane sau a torturii. În majoritatea cazurilor civile și contravenționale, totuși, Agenția pentru Asistență Juridică vă poate refuza achitarea unui avocat dacă constată că aveți surse suficiente pentru a-l achita singur sau dacă cauza nu este de o complexitate sporită. Pentru a cere această asistență, este nevoie să contactați Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Detalii despre acesta găsiți pe site-ul oficial. Cererea poate fi depusă personal, prin poștă sau online. Totul e bine ce se termină cu bine. Succesul unei zile de muncă se datorează de cele mai multe ori oamenilor buni pe care îi întâlnești și îi cunoști. Norocul nostru e că cei care pășesc pragul sunt anume din această categorie. Iar un om bun înseamnă ce? Dispoziție bună pentru toată ziua. Noi o avem. Sper să o aveți și voi. O zi frumoasă tuturor. Pe mâine.